Bine v-am găsit, mă vă venea ei! L-am ascultat pe domnul dimineața, acum am vorbit de ciupotica cocului, mi-am adus aminte că e un ceai bun. Îi dăm o ponta în turul 2, că se liniștește de tot. Și dacă domnul dimineața angajează să pună 2 hectare în lumea cu ciupotica cocului, poate mai bine. Rămâne și pentru următoarea tură de alegeri prezidențiale. Că în felul ăsta ne liniștim pe toți, noi oameni. Eu știu județul ăsta, l-am bătut cu pasul din dealul Lecușului până în Valea Crastei. Și toată lumea știe ce înseamnă Ștefan cel Mare. Cum te întorci aici, domnule președinte, dai de Ștefan cel Mare. Când o să coborâți de aici, de la Bânlat spre Tecuci, o să dați de un pot făcut de Ștefan cel Mare. Să nu lăsăm pe Ștefan cel Mare să fie rușinat de noi. Pentru că Vasluiul și Moldova va da președintele României. Și acela este Claus Iohannis. Dacă acum se întâmplă să fie între noi și Ștefan Sucevean, dar asta nu are nicio importanță. Să nu ne rușinăm de domnul Flutur. Că încearcă și domnia sa să facă la fel. Că și la Suceava, și la Botoșani, și la Neamț, și în Vrancea, și în Ieși, lei, la fel gândește lumea. Iohannis, președinte! Eu nu știu ca Vasluiul să fie pe veci un județ blestemat. Că toată lumea, cum vorbește de Vaslui, zice că aici este sărăcie, că ne fug copiii, că nu sunt investiții. Păi mai vrem să se întâmple așa ceva? Nu e timpul să se termine cu asta. Mai avem timp să așteptăm, da sau nu? Mai avem timp să așteptăm, da sau nu? Abia ăsta e răspunsul moldovean adevărat. Nu! Și pentru că suntem în Moldova și domnule președinte Iohannis, eu mai pot permite asta. Mi-aduc aminte de vorbele unui Oltean. Am văzut că cu toată lumea acum. Olteanul ăsta se numea Tudor Vladimirescu. Și are o vorbă. Și a spus-o acum aproape 200 de ani. Când îți iese șarpele la drumul mare, să ai toiacul pregătit și să-i dai în cap. Șarpele știm cine este și toiacul suntem noi. Dăm șarpele deoparte din drum și din momentul acela calea noastră este dreaptă și nu se mai oprește până când nu punem România noastră acolo unde este locul. Cu oameni mândri ca dumneavoastră, cu oameni harnici ca dumneavoastră și cu un președinte care să ne facă tuturor onoare. Și acela e Claus Iohannis. Fac ce fac și mă întorc ca domnul Bichineț. Vorbea domnul Bichineț de purtătorul de cuvânt al domnului președinte Iohannis. Domnul Bichineț, dragii mei, eu nu știu de un purtător de cuvânt. Eu știu de cel puțin 5 milioane de români care trebuie să fie purtătorul de cuvânt fiecare în parte al președintelui Claus Iohannis și când 5 milioane de români și-au ridicat vocea și-au spune aceasta e vrerea noastră, asta se întâmplă. Noi suntem purtătorii de cuvânt. Și să știți, domnule președinte, vasluienii se neam călăzești. Unde pui piciorul, acolo e pământ liber, e țară și oamenii aceștia știu din moș strămoș ce înseamnă lupta. Și s-au luptat sute de ani și mai au răbdare să mai ducă o luptă încă o dată. Și ceea ce știu ei să facă este să învingă. Vasluiul învinge, Moldova învinge, România învinge și avem președintele care ne trebuie. Claus Iohannis, să nu vă dezamăgiți. Mulțumim. Mulțumim. Mai mult.